Bună, dragilor! Încep tutorialul prin a vă arăta cum folosim bitul lacrimă de nuanță galbenă care desprinde ligamentele. Acest bit are codul D mare de tipar 103016. Acesta fiind codul lui, videoclipul începe prin a desprinde ligamentele. Deoarece, în momentul în care am început să filmez videoclipul, nu mi-am dat seama chiar de la începutul manicurii ca să filmez inclusiv cum se dă gelul anterior jos cu bitul pentru demontarea gelului cu codul M mare 303. Deci M 303. Acela este bitul care îl folosesc în momentul acesta pentru demontarea gelului. Probabil într-un alt video o să vă arăt și asta, deși nu cred că este atât de important. Dacă totuși doriți, puteți să vă uitați în alt tutorial, în alte tutoriale de ale mele, să vedeți cum se dă gelul jos. Ok? Deci asta trebuia să fac prima dată. Iar acum vă arăt exact cum anume se folosește bitul lacrim galben pentru desprinderea ligamentelor. Spunem desprinderea ligamentelor pentru că se presupune că cuticula este ușor desprinsă de placa unghială cu pusherul, ok? Și folosim acest bit de la mijloc spre stânga doar pe fiecare unghiuță, folosind freza pe forward, adică de la mijloc spre stânga se rotesc rotațiile stiloului, da, mandrinei. Stiloul trebuie să fie puțin mai în stânga unghiei și foarte, foarte frumos poziționat, aproximativ culcat pe unghiuță, astfel încât vârful bitului să nu creeze striații în unghiuță, în placa unghială, da, să nu lase șanțuri, dâre, da, să nu o decupeze, să zicem așa, exact de forma cuticulei. Și după cum puteți observa, iese absolut tot ce este între cuticulă și placa unghială, foițe, ligamente și așa mai departe. Acestea trebuie să le eliminăm pentru ca gelul să nu le atingă și să prindă aer pe urmă. Nu se poate vedea foarte bine, în realitate, cât de bine s-a desprins, din păcate. Am încercat să fac și o poză, însă nici aceea nu a reușit să surprindă 100%. Acum voi lucra de la mijloc spre dreapta. Am încercat să vă arăt puțin cum se rotește bitul, însă nici asta nu surprinde camera, decât eventual în slow motion ar putea surprinde. Și după cum observați și voi, stiloul îl țin deja puțin orientat înspre dreapta unghiei, la fel foarte ușor culcat, adică foarte ușor, practic să fie paralel cu placa unghială, da, vârful, zona care eu ating a bitului, să fie paralelă cu placa unghială ca să nu îmi lase dure șanțuri, da, acel vârf. Și lucrez din aproape în aproape, în sensul că lucrez pe loc. Vedeți, acum lucrez, de exemplu, în sinus, doar în sinus, sinus fiind colțul cuticulei. Până nu am terminat-o, nu trec mai departe, mai în dreapta, da? Revin puțin în toată cuticula, vedeți, de 2-3 ori dau pe același loc și după ce observ că este desfăcut, este curățat, nu mai există foiță, apoi trec mai în dreapta. Cu mișcări scurte, da, vedeți, n-am început de la mijlocul cuticulei și am ajuns până spre buricul degetului, da, am lucrat puțin câte puțin. Trec la degetul următor, unde puteți să fiți din nou atente cum se lucrează puțin câte puțin, da? Puțin, puțin. Când am terminat, apoi trec mai departe, da? Tot revin pe acea cuticulă, trec puțin mai în dreapta după ce îmi convine cum arată. Apoi trec mai în dreapta și tot așa. Da, acest bit are codul, îl mai repet o dată, D mare 103016, da? D mare 103016, fără spațiu, fără puncte, fără nimic altceva. Da, acesta este codul bitului. Aceste bituri le puteți comanda de pe distridentplus.ro, exact așa cum ați aflat și din videoclipul anterior, unde vi le prezentam doar.
Și v-am promis că în următorul tutorial, adică acesta, o să vă arăt și exact cum lucrați cu ele și ce anume trebuie să facă, da, aceste bituri. Acest bit costă 5,90 lei, parcă, sper că nu mă înșel. Iar la 10 bituri la 5,90 lei comandate, primiți al 11-lea bit gratuit cadou, da? Puteți să vă comandați mai multe, pentru că acestea la 5,90 lei se tocesc ușor, repede, în funcție de cât de multe cliente aveți. De exemplu, eu având 3 cliente pe zi, undeva în 2-3 luni s-au tocit. Și trecem la bitul următor, este un bit cu nuanță roșie, după cum îl puteți observa. Acesta are codul DMARE.863.025.F. Îl mai repet o dată, D.863.025.F mare, da? Dacă cumva nu rețineți, nu reușiți să le notați în timp ce eu le-am dictat, puteți foarte bine să vă uitați în secțiunea descriere, pentru că și acolo găsiți tot ceea ce am spus. Stiloul îl ținem perpendicular, ridicat la 90 de grade peste placa unghială și acum îl voi folosi de la mijloc spre dreapta, adică pe reverse, pentru că așa mi-a rămas freza de la bitul lacrimă galben, da? Și nu am mai schimbat-o. Mi-a rămas așa spre dreapta și continui cu acest bit tot spre dreapta. Acest bit este din secțiunea Frank Dental de pe districtdentplus.ro și pentru că este din secțiunea Frank Dental are o altfel de consistență, mult mai sănătoasă, să-i spunem așa, în ghilimele, mult mai scumpă, mai rezistentă, și astfel că și bitul costă puțin mai mulți bani, însă vă garantez că merită. Este pentru prima dată când mi-am luat aceste tipuri de bituri de pe secțiunea Frank Dental, de pe acest site. Am spus și în videoclipul de prezentare și sunt foarte mulțumită de ele. Asta pentru că eu deja când am filmat aceste videoclipuri a fost acum o lună față de când înregistrez vocea pe videoclip. Și deja am putut să-mi dau seama cât de bine rezistă, cum se comportă. Aici deja vă arăt de la mijloc spre dreapta. Acest bit trebuie să ridice cuticula, să nu mai fie lipită, după cum vedeți și în poze, să nu mai fie lipită de placa unghială, astfel că între cuticulă și placa unghială să puteți vedea curat, clar totul, să nu mai fie nicio foiță albă, nimic. Astfel că în momentul în care vin cu forfecuța să nu-mi fie greu să intru cu forfecuța sub cuticulă, da? Mă scuzați, bebelina mea s-a îmbrăcat cu pantalonii scurți al lui taică-so și a trebuit să o ajut să se dezbrace, pentru că un picior era pe gât deja și celălalt picior nu avea locul unde să intre. Mă scuzați. Așa, am terminat faldurile laterale de curățat cu forfecuța, iar pe urmă am revenit și la cuticulă. O explicație foarte frumoasă a poziționării forfecuței o puteți găsi pe site-ul Patreon. Vi-l las și acela în descriere. Patreon este un site de cursuri online al meu, pe care puteți să vă plătiți un abonament de $2 pe lună. Iar în acel abonament voi posta două tutoriale, să zic așa, numite cursuri și poze explicative. În acel site Patreon am vorbit într-unul dintre cursuri și despre poziționarea forfecuței și cum anume tăiem cuticula ca să nu o franjurăm
și să nu tăiem prea mult, prea adânc. Astfel că nu o să dau explicații prea multe aici, dacă cumva doriți, puteți să vă abonați și voi la canalul Patreon. Mai menționez și faptul că dacă nu sunteți mulțumite de ce și cât postez sau cât de bine vă explic acolo, puteți să renunțați oricând la abonament, puteți să și reveniți dacă mai doriți vreodată, deci pur și simplu anulați abonamentul. Bun, așadar nu voi explica prea multe, pot să vă spun despre forfecuță că eu am achiziționat-o de la un magazin din orașul meu, Bistrița, însă de pe site-uri o puteți găsi sub denumirea unei codițe de, nu mai știu ce fel de pasăre, rândunică sau vrăbiuță, ceva de genul ăsta puteți să o găsiți pe site-uri. Mie îmi place foarte mult pentru că este foarte subțire și ascuțită și poate intra în zone micuțe, micuțe, micuțe. Taie foarte bine și este destul de periculoasă, să zic așa, însă mie îmi place foarte mult și vă recomand cu tot dragul dacă ați ști să o mânuiți și să nu faceți prostioare cu ea. Da, am terminat de tăiat și cuticula și pentru că videoclipul acesta face parte dintr-o continuare a următorului videoclip care o să fie peste câteva zile, vă arăt exact cum facem și pregătirea, pentru că eu aici lucrez pentru o manicură cu ojă semipermanentă, îmi scurtez unghiuțele, le dau formă și mătuiesc unghia naturală. Acum vă demonstrez puțin că unghia fiind încovoiată, iau puțin din laterala inferioară ca să o îndrept, să nu mai fie atât de încovoiată, da? Puteți să observați cât de frumos se îndreaptă, însă laterala să nu fie nici foarte ridicată, să fie paralelă cu apexul final al unghiei tehnice, da? Să nu fie nici mai ridicată decât trebuie. Foarte, foarte puțin îi luăm din colț, care pare ușor încovoiat, da? Pentru că clienta mea are tendința unghiilor de încovoiere. Ok? Pilez cu o parte mai dură a pilei ca să am efect, să nu insist prea mult în zona respectivă, pentru că pila atingând faldurile să nu îmi rănească faldurile și să nu le să nu le strice, da? Eu finisându-le deja cu forfecuța puțin și curățând acea zona bătăturilor, da? Desprăfuiesc bine, bine. Iau și acele chestiuțe care se văd pe sub unghiuță. De ce? Nu pentru că ține de unghii, să zic așa, despre domeniul nostru. Dar vă spun un truc, în momentul în care aplicăm oja semi sigilând cu ea și la vârf, în momentul în care clienta pleacă acasă și simte acele chestii pe sub unghiuță, are tendința clar să și le ia. În momentul în care le ia, ea va desprinde și baza sau topul sau culoarea de la vârful unghiuței. Și ce se întâmplă? Deja prinde aer din primele ore de aplicare a unghiilor tehnice, da? Astfel că și pentru plăcerea clientei, ca să nu le simtă acolo, și pentru aspectul pentru mine, și pentru rezistența unghiilor, eu iau și acele chestiuni de pe sub unghiuță, da? Mătuiesc placa unghială, foarte, foarte finuț, foarte ușor, nu apăs deloc, doar cât să o văd zgâriată și să nu mai fie foițe pe ea. Nu trebuie insistat, nu trebuie să apăsați mult, vedeți, pilesc cu partea fină a pilei, deci nu trebuie să insistați prea mult pentru că nu vrem să subțiem placa unghială, da? Vrem doar cât să fie zgăriată, mătuită, să nu mai conțină grăsimi, să nu conțină uleiuri, astfel ca noi să avem o aderență 100% pe placa unghială naturală. Pe zona unde avem produs anterior, rubber base anterior, nu insist prea tare. Ați văzut, într-o secundă am terminat de mătuit unghiuța, pentru că ea se presupune că este deja mătuită de la bitul cu care am dat produsul anterior jos. Ok? Am terminat de mătuit o unghiuță și mai vă demonstrez pe o unghiuță. Timp în care nu o să mai vorbesc explicativ, ci o să vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce vă arăt eu, să vă abonați chiar și la notificări apăsând pe clopoțelul de lângă abonează-te și ce e și mai important, să distribuiți tutorialul meu pe grupurile de socializare Facebook sau pe canalele voastre Facebook, peste tot unde se poate, ca să-l vadă cât mai multă lume, pentru că 100% este de ajutor. În special pentru că multă lume din greșeală cumpără bituri și nu le știe folosi, așa cum am pățit eu acum 2 ani de zile. Am cumpărat un set de bituri anume pentru
dry and combi manicure, adică ridicare și tăiere, cuticulă, curățare cu bituri și cu forfecuța, să zic așa, însă la mine nu funcționa și tot cu forfecuța trebuia să curăț cuticula, să o elimin, pentru că acele bituri nu reușeam să le fac să funcționeze și am contactat-o pe acea persoană de la care le-am comandat să-i le returnez că nu-mi plac și ea mi-a zis: cum, Doamne, numai ție nu-ți plac, la restul toată lumea funcționează și sunt bune, sunt calitative, doar la tine nu. Și fata nu a vrut să le ia înapoi, să dea bănuții pe ele, drept pentru care am fost nevoită să le vând pe grupurile de Facebook de manicură. Însă mi s-a spus să nu precizez că sunt de la ea, că i-aș face un renume prost, că lumea nu înțelege că doar eu nu le știu folosi. Ei, și într-adevăr nu i-am folosit numele, dar ca să pot să le vând, le-am vândut la un preț cu 25 de lei mai puțin. Bun, astfel că acest videoclip ar trebui să vă ajute ca voi să știți să folosiți aceste bituri, nu să pățiți ca și mine. Trecem la următorul bit și anume se numește sferă. După cum puteți observa, este un bit rotund, este destul de micuț și are striații destul de finuțe. Are codul așa: Demare 212031. Repet, Demare 212031. Acesta este codul bitului sferă, sferă roșie, care are rolul de a finisa faldurile laterale, după cum puteți observa și aici. Se termină videoclipul pentru că de fapt este unul mai lung, urmează continuarea lui în următorul tutorial, dacă vreți stați aproape de mine, în următoarele zile vine și acela, până atunci abonați-vă și distribuiți videoclipul cât mai des, cât mai mult, să-l vadă cât mai multă lume. Aici ne luăm la revedere, vă urez o zi cât mai plăcută sau timp cât mai frumos, pentru că unele poate vă uitați noaptea la videoclip. Urmează și două poze cu before și after mai detaliate, în care să vedeți cât de frumos arată curățat faldul lateral al acestui deget. Vă pup, să aveți soare în suflet, zâmbete pe buze și nu fiți triste, viața trece și trăiți fiecare secundă ca și cum ar fi ultima. Pupici, pupici, pupici din tot sufletul meu! Grijă!